Bună dimineața! Astăzi vă voi duce prin intermediul filmărilor mele la un crescător de oi din Dobrești, Petrila. Domnul Mitucă, cum îi spunem noi prietenii, domnul Preda. Este o zi de iarnă autentică, pentru că este și zăpadă și frig, minus 4 grade. Vedem oițele. Foarte curioase se uită la noi. Una vine chiar mai aproape. Bă, ce curioasă ești tu, bă. Hai, oițele, hai, hai. Hai, oaie mică, oaie mică, oaie. Bravo, bravo. Bravo. Ce curioasă ești. Bravo. Stați cu mine, că n-am ce să vă dau. Vine stăpânul imediat și vă dă. Tu ești cea mai curioasă, bă. Ce bot are.
Neața bună, la mulți ani! Neața bună! Bine v-am găsit! Bine, bine, domnul! Acum vorba termina aia, acolo cu... Uite câtă... câte clăi ai! Astea de unde le-ai cosit? E tot de pe aici, numai de aici, vinogradă. Da? O tavă, aia de dincolo, o tavă și restul e fân. Mai ai de dat. Ce, fân? Da. Ăștia 20 de ani trecut că vine și le ia Marius. Marius, da? Ăștia două rămas. Aha. Și-a pășit de ele la antie, eu zic că mai ia. Păi, da. Băi, ce ești cu tine? Parcă ai mai multe ca anul trecut, oițe. Dar mai multe, da, anul trecut am avut numai 16. 17, acum ai vreo 24. Aici e 10, uh-huh. Sunt 3 minioare și 7 notine. Uh-huh. Și la apă sunt 14. Care au fost toate la țară și când le-am adus, numai le-am adus sâmbătă, a fost săptămâna. Și nu le-am mai amestecat cu astea. Uh-huh. Așa se... Că și noaptea, știi, numai bine le bag. În șopru și nu mai... Deci astea azi de anul trecut? Da. Natine. Da, asta bucălaie și cu aia, astea, alea 30 miuri, aia, uh-huh. Aia bucălaie și aia antebrinie. Ești la antisoci de anul trecut. Da. Hai să intrăm înăuntru. Ce cățel fain ai. Ben, taș! Cum îl cheamă? Ben. Ben? Ăsta nu-i de la Cosmin. Ba da. De la... Stoica, da. Ce fain e. Hai. Și acum, care și-o ales-o dintre ele, Andrei? Soatele lui. Toate, dar una așa de... Aia de dincolo, aia de la Miuță. Aia de acolo? Aia din stânga, da, de dincolo de tot. Și asta era întâi de la capul de acolo, aia de la capul iescării, nu se mai spăriase, cu capul sus, aia de la Adi Bontă, asta e de la mine. Asta? Da. După cum aia, toate izdrași. Da. Asta e vaca lui Miuță? Da. Miuță e sus la... La Poiană, da. Bă... Mitucă, dacă îți spun, am fost duminică pe drum acolo până pe Preoteasa. Da. O gheață ca și acum, eu n-am văzut niciodată acolo. Deci da, nu poți să mergi pe picioare. O plouat și o înghețat pe urmă, o vrit și o înghețat. Și da. E lac de... Nu de poți să mergi pe jos pe acolo. Da. Am vrut să merg până la Miuță, să merg săptămâna asta sau cealaltă. Păi și ponei la colibă. Am înțeles, da, mi-a zis Miuță. Și am veșini acolo amândoi. Dar de ce ții câinele pe acolo? Să poate să coboare ceva? Păi mai vin câini pe acolo, păi deal, mai vin și așa. El când îi vede pe acolo, latră și... Uh-huh. Auzi, când era lui Miuța și ea, era și al lui câinele acolo. Și era tot circulație pe el. Așa nu prea nu, sunt... Nu am avut treabă, doamne, nu s-a mână. Și apoi lasă mai, stai acolo, că tot e ăsta. Apoi mă azi l-am adus, seara îl duc cu cea acasă. Da? Ia, îi dă drum unde. Unde ai avut oile astă toamnă? La sălașul de sus, la Gânțăgan Marin. Deci le-ai avut până acum, recent? Până pe 30 le-am adus, sâmbătă. 30 decembrie. Da. Și ăștia miei, am avut 4 toată vara acasă și 4 au fost pe la el. Și acum, după aia, când am dus oile, i-am adus pe aia lanță. Cam când încep să-ți fete? Păi normal, în 15 februarie li se împlinește. Uh-huh. În 15 septembrie am băgat vrăbește. Dar acum, Dumnezeu știe că le-am și dus acolo, cum s-au mârlit, cum or da, fi. Da. Or fi prins. Și... Ajunge Dumnezeu mă să aibă mielză fetică, părinților. Da.
Astea sunt mai sperioase ca celelalte. Da, băi, astea vine astea când, dacă te văd cu... Astea vin să suni în spate. Dacă nu te bagi pe ei să-i prinzi sau să văd ăsta, vai de mine, zboară de zici că... Asta e mai... De câți ani? Asta prima, din stânga. Prima, așa, fata a doua oră. A doua oră. Da. E mare, așa se vede, da. Parcă e și umflat, da, da. Așa. Așa o mărim mai din, mai din timp, atunci, uh-huh. Mai, poate mai repede. Mai repede, se vede. Da. Păi nu le-am mai modificat, că am zis că numai se bat și numai bine, așa, zeze aici și ele lanțe dincolo și gata. Uh-huh. Dar berbeci, nu mai ai? Așa acolo. Acolo? Da. Că berbecul a fost cu ele la hațe și apoi când nici nu l-am despărțit de ele, că nu-i nărod până acum. Uh-huh. Apoi dacă faci figuri, îl separ și gata. Am văzut că ai și ajutoare, începând de la nepoțelul tău, da, da, Andrei. Da, mai la școală acum. Da, da, știu. E la școală. Știu că mă întâlnesc cu el și... Da. L-am întrebat când facem filmare și au zis în primăvară, că bată oile. Când are miei, da. Păi el așa e. O, pe când vine de la școală, repede se pune să mânce și mă la bunul să ajung să dăm la oi, să le adăpăm, să mere cu mine. Îi place, așa e? Știu, să le dăm la apă, dar cum? Cal nu mai ai acum. Nu. Nu mai ții. Da, până am mai luat ce să mai... Nu mai de lucru cu ei, da. Ca mai de mult, hrană la pân, hrană la toate. Da. Acum, da. Așa e cu... Nu, când așa fac ele, când... Acum e numai bine pentru ele cu temperatura asta. Da. Apă, mâncare, mie nu mă, dacă nu mai răcoare. Cu urmele ce faci? Apă, urmele le-am aruncat aici, mai aleg ele, le-am mai aruncat. La vaci? La calul miuță, dar calul l-a dus și el acum, calul la colibă. E sus în, da. În poiană. Apă, le strină, mă rămadă să mai fac cu noi, mai ce le fac? Dacă nu animalul multe, Auzi, câte ai, dar tot trebuie să locui după ele. Păi acum, toate activitate dimineața. Nu? La cât le dai prima dată? La 6:30, 7 fără ceva. Le pun pe scoc întâi, pe le duc la... Le pun fânul și le dau drumul. După aceea? Pe jurul la 11 și la 3. Când începi? Da, când încep să le... Dai porumb, când încep să fete, nu? Da, am început, am dat deja. Le-ai dat deja? Da, câte o țâră. E bun. Dacă nu le, numai cu fân să se șeie o țâră. Nu le ajut să... Le ajut câte o țâră, dar cum? Dacă nu le dai. Și apoi băia și-a mici să-mi crească și el o țâră. Să... Da, să prindă putere. Să... Dar cum? Hai să mergem să le dai de... Ele la început, și ele, acum cresc miei în ele, trebuie... Trebuie să le... Trebuie să le dai mâncare mai bună. Da. Iarbă numai asta, păi... Tui, uai ce frumos e. Aia pentru căldură, a spus Becu. Da. Da, câte zile au? 4. Și 5 seara, poate. Uite ce faine. Aveți noroc de ei. Cam cât trebuie să fete? Până viitoare. Cam două. Ce faine. Montate în acel zi. Da, sunt montate artificial? Alea, da. Asta nu, s-a făcut să o. Dar cine mai are așa?
Aici în zona, vier. Da, da, mai au zic că cam toți acolo duc. Ce fain. De cât ți-e? 8. Fain. E cu minge, e cu minge, fain, scropa. Mai trebuie să vă fete două. Da. Păi acum, săptămâna, la sfârșit săptămânii șale, până viitoare, nu vă vede șale. Alea au fost dus, artificială. Da. Da. Dus la, le-au dus doar pe vară și la an de la vier, nu au legat. Păi le-a făcut și doamna Lenuța, nu? La urmă, au zis că din trei trebuie să lege una, să facă pur și ei. Și le-am mai bine la urmă, ori legat toate. Toate trei. Dar acum, azi au făcut 8, fain. Aha. Nu mă bine, că vremea trece și e da, da, da. Ai văzut la cald de acum, fătiți? Da, da. Din bolțar via de zgură. Da. M-am pus podul deasupra la dublu și ușile sermetic nu-i fric. Aha. E ca la berbeci. Da. No, așa toate, dacă fără Dumnezeu ăla berbecu, ăla la antinotinul de lângă el, ăștia la antim. Acolo jos, nu? Ăla de dorme, da, e berbecul. Da, ăla din spate. Da. Și noat? Și ai, mai ai și noatin? Ăla de lângă el, da. În pișoare lângă el, ăsta din dreapta, cum stăm noi. Aici, da. Da. Nu, uite-le, când vene ăsta... Dar bă, dacă n-au făcut figuri, n-au... Nu i-am ales până acum, nici la scop, n-au treabă cu ele. Bă, n-am nimic în buzunar. Și berbecul de când îi? O vasă, toamnă a fost miori. 2 ani au avut, acum în primăvară face 3 ani. Face 3 ani? Da. Ce botă. Dacă a fost crescută la ăsta, i-ai da. tot da. Înainte i-a mere. Da, e frumoasă, să știi. Acum, până... A fost bine anul ăsta, e lână faină pe ele, nu au avut corbeți. N-ai avut, n-am avut. Ai, păi acum sunt 2 ani și, vai, păi și anul așa trecut. Nu trecut. Nu da, știi că... Când ai trecut pe aici, eram da, aici, aveam da, clacă să-i da, să-i descăiem. Anul ăsta a stat Dumnezeu că nu... El are multe ale lui și nu a avut de aici, la noi nu a avut puține. Punei numai bunea, eu i-am dus, am vorbit cu el, că au avut puține și și-au mai avut unul din simpă. Și de pe acolo, iarăși, 5-6 la niște vecini și... Dacă sunt male lui, nu l-a lăsat la, da, la cornit. I-a bătut, i-a... Și chiar m-am ăsta când le-am... Dar nici unul ăla n-am, da, n-am găsit. Chiar am vrut să te întreb. Nu. Frumos, bă, spun, pe 30 de am adus. Sâmbătorul a avut o săptămână. Nu aveam când să le fac cu sărbători cu ăștia, da? Bine că nu l-a avut. De aici le dai mâncare. Da, haide, dincolo am adus la poiană, fân. Din ăla... Ați făcut acolo? Da, am făcut la copul lângă colibă. Și anul trecut și anul ăsta. Câte clăi? Câte o clăni. Și anul trecut clăniață și anul trecut și anul ăsta. Și l-am coborât. Și de asta din coșii și o tavă. Am de vreo 3 ani. Și pe seara le bag câte o țâră, le dau câte o țâră o tavă. O tavă. Mai am și asta la întâmplare, tot o tavă.
M-am trei acolo. Unul am început, două sunt trei. Dar pe să o mânce, că o mâncă ăia. Cine? O mâncă clocanii și o mânce. Aici. Am făcut tratamentul acum, au venit și ne-am dat și tratamentul acum, sâmbătă, cred că. Sâmbătă viitoare, cred că vine să le repetăm. Da? Păi trebuie să-l repeți? Le repetăm la 8 zile, da. Și după aia nu mai avem treabă. Dar nu au avut treabă, nu ori... Nu. Nu. Nu, le-am dat și-n toamnă. Tot e bine să le dai, să le... Aile. Ele. Nu știu, a. Și acum le pui pe jos sau unde? Și nu le pun acolo în iască. În iască, da. În iască-le că... Am acolo până coborâcă la coborâcă. Am până mâine că... Da, hai, tot se burcă, te coboară, te și... Da. Dacă nu, ia zneștie. Se pune pe zăpadă, apoi... Nu cred că mai, că acum au zis că o fi frig. Da, așa a zis, o fi frig, E imediat, e prima, ha? Okay. E prima. Da, prima e. Celelalte vin, da. Ei... Numai dacă mă aude. Sau dacă aude la mama chineză, poarta și-o ia. În dimineață poți să mergi cu asta ca cu calul mere după tine. Nu, uite, când ăsta și ăla am pus, apoi ele, când și ăsta, mai morcov și pe acolo. Aha. Ne-am ținut la 3 luni jumate. Aha. Și a fost foarte bine. Mai vezi tu, mai avem lucru, mai... Da, așa e. Băi, ia mai... Acum am îmbătrânit dracul, mă... Când eram tânăr, de-abia apucam să mă duc. Nu, dar acum e mai... Cât ai mitucă? 60? Da, mai pune. La 1 mai 64. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. 60 născut. Mulți înainte. Mulțumesc. Bătrâni, bă, băiatul, trebuie și vreme. Nu vezi, când... Acum parcă eram... Mai este o săptămână și Crăciunul și nu știu ce. Și uite, da, la Crăciun de pură. Acum parcă eram la... O săptămână. Măsurat. În Dobraia. Da. Da, fere Dumnezeu, greu. Acuși mere, meară. Da. Păi, cum zici tu, imediat e... Acum. Paștele. Da. Când e anul ăsta? 5 mai. 5 mai. Da. O fi mie mari. O fi. Mai ales că... Nu, păi... Așa, când îți... Mari, toată lumea că mai mic, mai da, mic, nu așa când mare. Ești mici, când ești mici. Bă, dar n-ai unul mai mare, că așa, că nu știu ce, că... Vezi tu că... Dar păi, acum... Îmi dă Dumnezeu. Acum că-i film, prima filmare cu tine pe anul ăsta, le spunem la mulți ani la toți prietenii noștri. Să dea Dumnezeu sănătate la toți și... Numai bine, întâlnim cu bine. Și...
La Gore, în special, că el te urmărește de fiecare dată. Am fost acum, înainte de Crăciun, am fost pe aici. Da, l-am văzut odată, trecut. Și vine la măsurat, vine anul ăsta iară. Vine? De cum? O, vine, nu știu, vine la măsurat sau când merg la brânză iară? Anul trecut la brânză. Anul trecut nu am venit la măsurat, am venit când am mers la brânză, că au zis că stă mai mult și mai are și el acolo aer și... Știi? Da, da. Băi, anul ăsta, fără Dumnezeu numai de rău și le facem cum le facem. Și zici că mergi? Săptămâna asta mergi pe la... Aș vrea, da, pe la Miuță. Da? Mâine vreau să merg la Neaion, la Dobre. În curmături? Da. Și la Șotângă, la Petrică, aș mai vrea să merg. Al Dâlja? Da, ai grijă. Da. Dar el... Unii cu el e acasă? E acasă sau? Acum, da. Da, da, da. A coborât. Las-o țin eu. Hai că mă duc eu să stau la ele. Nu? Nu? Am ele, dar roapa aia nu te duc. Mere acolo! Auzându-mă un pic, că nu știu cum îl pusește, cred că se bagă aici după capul, o telefon. Nu, nu ieși. O ieșit? Da. El nu le prea duce la colib acum iarna. Cine? Petre și-o tângă. Au fost numai... Păi, dar au fost pe toamne, da. Da, băi, alții nu, pe la colim nu se mai preduc. Nu, aici în curmături Nea Ion, în taia Miuță cu... Da, cu Dorin. Cu Dorin, da, și atâta ce mai... Da. Nu știu, în partea aia la... La, la Fătășun, dacă mai merge ăla cumva, Bolog, Nicolae. Uh-huh. Da, aia la nu mai merge. Nu. Oricum și multe colibri au rămas părăsite. Da, dar voi până unde ați fost duminică? Numai pe preoția asta? Da. Da. Păi unde să mergi altundeva? Că de-abia puteai să stai în picioare, dar aminte să mergi. Da, da. A fost pe jos? Da. A. Am lăsat, o lăsat mașina la... Gura Popi acolo. Da, da. Și până acolo de-abia o... O mers, că nu, numai gheață de aici, de la intrare în chei. Da, da. Dacă o plouat, n-ai... Minge. Da. Dar și acum nu cred că o nins încolo, să zici că... Nu, nins mult, nu. Da. Păi uite, eu am fost pe jeț acum. Și da. La intrare e cât e aici. Da? Da, de la ăsta, de la groapa seacă o niz mai mult și de la hotar în jos. Da, da. Și am vorbit numai. Ieri s-o când la alte și-o zis că a fost până la Hola Iulica, la Alpi. S-a fost în geni, nu mă? Da, duminică. Da. A fost și sora mea. Da? Da. Văd că nici de nu acolo. Mai ești că dacă unul a lăsat de la început, nu mă tot sfădi cu ele, aha. Stau liniștite.
Asta nu-l mai pui acum. Îl pun și pe ăsta aici, pe ăsta. Dar nu mai cap, lasă. Nu mai pun, că e seara când mai completez, și, adică mâine. Acum nu le mai dai, astăzi? Să nu, afară. Le pun niște o tavă. O tavă? Da. La, pe la 4, la cât? La 3. 3. 3, știi, și după aia, în noapte le pun acolo, în șofru. În șofru? Lungă, noaptea lungă, bine. Dar nu le bași toate în șofru? Nu, așa într-o parte, că am trei locuri acum unde pot băga, așa, pe, așa vin într-un loc, ele la antent altul, și într-un loc în aleg berbeșii. Așa merg toate, că băgam aproape la 20, într-un șofru acolo, păi numai 14. Mulțumim mult de ospitalitate. Să fii sănătos și de Dumnezeu ne întâlnim cu bine. Și ne mai vedem. Am nou fericit. Venim să facem cu Andrei atunci, că da, da, când începe să fete cu Andrei, da, pe aici la soare atunci. Da. Cu mieluțe.